Din actualizarea datelor analizate de profit.ro, reiese că salariul minim net din România este de 290 de euro și este la acest moment penultimul cel mai redus dintre statele Uniunii Europene din regiune. În urma noastră este doar Bulgaria, unde salariul minim net se situează la 258 de euro. România are mai mult de 1,6 milioane de contracte de muncă plătite cu salariul minim. Din 1989 până în prezent, familiile care au câștigat doar salariul minim pe economie n-au avut niciun trai decent, fiind mereu la limita subzistenței. Pentru români, statisticile precum că salariul minim net din România este la momentul actual penultimul cel mai redus dintre statele Uniunii Europene din regiune este o rușine. Părere foarte proastă. În loc guvernanței să ridice nivelul de trai, ei se ocupă de altceva. Credeți că un om cu salariu minim pe economie poate trăi decent? Nu are cum să... Abia supraviețuiește, abia supraviețuiește. Dar e rușinos că nu ne putem păstra muncitori în țara noastră. De-aia pleacă. Prețurile cresc zi de zi, țara se scufundă, politicieni adevărați nu mai avem, își poartă numai interesul lor. Nu merg printre noi pe aici. Sau nu merg prin fabrici să vadă în ce condiții muncesc și pe câți bani. Dacă așa suntem, așa vom fi. Cum vi se pare salariul? Prost. Foarte prost. Orice e foarte prost la noi în țară. Credeți că un om poate trăi decent cu acest salariu? Nu. Nu. Dacă are și copii, și o familie, și un apartament, nu. N-are cum, e imposibil. La preluarea mandatului, noul ministru al finanțelor nu a putut spune cu exactitate cât anume este salariul minim net în țara noastră, cel cu care astăzi sunt plătiți peste 1,2 milioane de angajați, generând controverse în rândul populației. Aveți idee cât e salariul minim în mână? Poftiți? Salariul minim în mână, net, în România. Da, este în jur de 1600 și ceva, 1386. 2000, e 2380, cred, salariul minim, 2300 salariul minim brut. Da, în general, e destul de bine. Deci n-are cum să fie 1300. Da, da, mă rog. Cât faci 6 ori 2? 12. N-are cum îți ieși nebun la cap. Atâta este. Cei care sunt acum în fruntea țării se plece acasă. Se poate trăi cu un salariu 2380, deci 1386 de lei. Nu se poate trăi. Și nu e posibil ca un ministru de finanțe să nu știe salariul minim pe economie. Nu e posibil ca un ministru la pensii să nu știe pensia minimă, să nu știe, să nu cunoască viața de cucuzi, scumpirile și ce se întâmplă. Avem oameni care nu știu meserie, care s-au introdus în politică numai ca să își asigure ei bugetul pentru familie, pentru viitor și așa mai departe. Chiar alaltă ieri am văzut când a pus la finanțe pe domnul Vâlceanu, nu știe nici cât e salariul minim pe economie sau cât ia un om la salariul minim pe economie. Spunea de vreo 16 milioane vechi. Și este 13 milioane și ceva, sau 1300 de lei. Deci, cu alte cuvinte, cei de sus sunt de vină. În fiecare zi, oamenii se plâng că fac față cu greu problemelor financiare din cauza slabei salarizări, iar cei care sunt puși să ia decizii pentru bunăstarea cetățenilor amână fiecare termen care ar fi prevăzut creșterea salariilor și a pensiilor.